Refuzul președintelui Traian Băsescu de a promulga legea bugetului pe 2014 este caracterizat de senatorul PSD ca fiind o decizie greșită. Și când spune asta, se referă la faptul că acest proiect de buget a fost făcut de specialiști în domeniul economiei și finanțelor. Vis-a-vis de atitudinea domnului președinte Băsescu, eu cred că e total greșit. Și cred că domnul președinte are în momentul ăsta o problemă. Fără a fi un mare specialist în economie, vreau să vă spun că la acest buget, gândiți-vă că au lucrat specialiști în economie, au lucrat specialiști în Banca Națională, au lucrat comisiile parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a Senatului și s-a propus un proiect de buget. Păi dacă un singur om contestă absolut ce lucrează toți specialiștii până la urmă de vârf ai României în acest moment, mi se pare destul de ciudat și mi se pare pur și simplu nu mai o șicanare politică. Nu are nicio legătură cu românii, nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie să facem în continuare pentru România. Senatorul Nicolae Bădelău a mai spus că acest buget controversat a fost foarte greu de făcut în condițiile în care prioritățile guvernului Ponta sunt sănătatea, învățământul și crearea de noi locuri de muncă. Cu obiectivele din 2014 și ale mele și ale colegilor mei din PSD sunt în continuare sănătate, învățământ, locuri de muncă. Și pe tema asta să știți că 2014, mai ales pentru municipiul Giurgiu, sănătatea și învățământul și locuri de muncă, ceea ce am promis în campania electorală, vom avea o dezbatere și vom încerca să începem să mișcăm lucrurile așa cum ele trebuie să fie. Procedural trebuie să stea 5 zile la Secretariatul Parlamentului pentru a putea fi contestat de orice parlamentar, după care va ajunge la președinție unde va sta 20 de zile. După acest termen, dacă nu este promulgat, va fi retrimis la Cameră, iar în alte 2 zile trebuie să fie dezbătut și votat din nou.